Iată că vin noi sărbători, a trecut încă un an, Politehnica a intrat în noul ei secol și a intrat, așa cum ne știm, cu încredere și plin de gânduri bune pentru anul care vine și pentru deschiderea acestui nou secol al universității noastre. Îi asigur pe toți cei care sunt conectați la Politehnica și aș începe în primul rând cu studenții noștri, care în acest an nu au trecut neapărat prin cele mai interesante din punct de vedere al studiului, momente prin stat acasă, câteodată momente mai dificile, ore multe în online, dar e sigur că foarte curând sper eu să trecem într-un sistem hibrid și după aceea până la urmă trebuie să vedem oportunitățile, faptul că ne vom diversifica modul de predare, acesta deja s-a întâmplat în acest an, ne vom diversifica, vor fi diversificate, deja au fost materiale pe care le punem la dispoziție, vor avea mai multe surse de învățare. Le-am căutat împreună cu cadre didactice. Apoi, aș vrea cadre didactice și lor un an nou plin de împliniri. A fost un an dificil și pentru cadre didactice care au trebuit să lucreze mai mult în online decât o făceau înainte și în condițiile în care câteodată neavând în fața ta oamenii cărora le predai, poate ni se pare mai ciudat sau poate trebuie să apelăm la mai multe resurse pedagogice, dar au trecut cu bine și cred că la ora actuală suntem pregătiți și mai bine pentru acest sistem hibrid sau pentru, mă rog, și pentru revenirea la normalitate până la urmă. Apoi personalul administrativ, care ne asigură până la urmă suportul tuturor activităților, bineînțeles celor care fac activități de cercetare, care și ei asigură un buget consistent. Aici e vorba în primul rând de cadre didactice care dezvoltă activități de cercetare, dar și cercetători care asigură un buget consistent și pe această zonă universității noastre. Aș vrea să le urez sportivilor universității în număr mare. Aș vrea să reamintesc din nou că practic la ora actuală orașul Timișoara din punct de vedere sportiv stă de multe ori în bazele Politehnicii, iar sportivii pe care am reușit să-i cooptăm și am reușit să creștem și ca și club sportiv în număr de sporturi, cred că vor asigura și nou an, eu știu, vor reuși să aducă noi performanțe pentru sportul politehnist, dar până la urmă pentru sportul timișorean. Nu vorbesc numai de Timișoara, vorbesc și de Hunedoara, pentru că avem și acolo o facultate, avem și acolo cadre didactice și studenți, avem și acolo oameni implicați în comunitate, avem legături puternice cu județul, avem practic legături cu toate județele din regiunea de vest, dar nu numai cu celelalte județe, încercând să asigurăm o resursă umană pentru o dezvoltare regională cât mai consistentă, așa cum am făcut în primul nostru secol. Aș vrea să le mulțumesc tuturor, aș vrea să le mulțumesc și celor din Comitetul Director și companiilor care au stat ca de obicei alături de noi, aș vrea să mulțumesc Senatul Universității, care au, cu ședințe câteodată mai lungi, a reușit să ne asigure în acest an mai dificil tot cadrul din punct de vedere legal pentru a putea desfășura activitățile, chiar dacă toată a durat mult și a fost mai dificil, și dezbaterile. Aș vrea să le mulțumesc încă o dată tuturor și să-i asigur că Politehnica, așa cum a fost un, să zicem, un reper în dezvoltarea modernă a orașului, va continua și în anul următor, un gând și pentru comunitatea alumnii, răspândită peste tot prin lume, nu doar în România sau în această regiune, pe care acum, la un secol de existență, i-am simțit din nou aproape de universitate și cu gândul, și nu numai cu gândul, și cu dorința de a revedea din nou Politehnica sau de a o resimți ca un pol de creștere a orașului, așa cum am fost întotdeauna. În final, vă doresc tuturor celor conectați la Universitatea Politehnică un an nou fericit, plin de bucurii, multă sănătate, sărbători fericite alături de cei dragi, cu sănătate pentru toată familia și cât mai multe împliniri în nouă an. La mulți ani!